Vară foarte caldă, dar și foarte frumoasă pentru folk și artiștii săi. Unul dintre ei revine la Timișoara, acolo unde va concerta diseară de la ora 21 la Club Porto Arte. Prietenii îi spun ciocule sau corifeul, în timp ce cronicarii îl alintă cu metafora lordul muzicii folk românești. În buletin scrie clar Mircea Vintilă. Fiind prieteni, îmi permit să-i spun salut ciocule! Salut, Ștefan, mă bucur că putem să stăm de vorbă și să fiu alături de ascultătorii postului Radio România Cultural. Spune-mi, te rog, ce rezonanță are pentru tine afirmația diseară când la Timișoara? Are o rezonanță pentru că mi-aduc aminte de fiecare dată de primul spectacol în Timișoara, când aveam așa o teamă și o reținere pentru că acolo s-a lansat, a cântat o formație celebră, formația Phoenix. Era un public exigent, un public cunoscător și, bineînțeles, că te gândești oarecum vei fi primit. Am fost primit cu căldură de fiecare dată și asta înseamnă că de cel puțin 2 sau 3 ori pe an vin și cânt cu bucurie. Și mai ales aici, la Porto Arte, un loc minunat, la vapor, cum îi mai spun foarte mulți, pe malul Beghei, și ultima oară atmosfera a fost incendiară. Prezența ta pe o scenă timișoreană implică și un program special pe care l-ai alcătuit? Eu sunt în acest recital împreună cu un prieten bun cu care am cântat de foarte multe ori, Călin Bărcean, de la Pragul de Sus. Am fost alături de ei atunci când și-au lansat albumul. Sunt prieten bun cu ei și împreună cu Călin noi avem un spectacol aparte. Cântă și el, cânt și eu, cântăm împreună. Finalul întotdeauna se face împreună. Pe unde mai poți fi văzut și ascultat în perioada imediat următoare? La Alba Iulia, la festivalul Dilema. Acolo sunt multe surprize și eu vin cu o surpriză. O parte dintr-un spectacol de-al meu, Povești din București, Mircea Vintilă la Scala din Magheru. Este un spectacol de muzică și film. Sunt niște proiecții foarte interesante. Sunt niște filmulețe unice găsite cu mare greutate și aranjate în așa fel încât spectacolul nostru să fie deosebit. Despre festivalul de la Alba Iulia o să vorbesc săptămâna viitoare cu Relu Mitran, unul dintre organizatorii zonei muzicale. Exact, exact. Este un proiect Aurel Mitran, un proiect al unui manager excepțional, un prieten și un om de bază pentru spectacolele speciale și surprize. Mulțumesc, ciocule, mulțumesc, Mircea Vintilă, succes diseară la Porto Arte în Timișoara. Și eu mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag.